Cum a fost în arest? V-a spus că am făcut sport și armata la comandurile garnizoanei București. În cadrul comandurii garnizoanei București se făcea și arestul înainte de 90, cadrelor militare, suboficieri, ofițeri. Pe de altă parte, se testau și cei care eram acolo și asiguram paza. A fost vorba, în primul rând, de naivitate combinată cu sentiment și m-a învățat lucrul ăsta toată viața, să fiu puțin mai atent. M-a păcălit, însă și-a îndeplinit misiunea ofițerul respectiv. Era îmbrăcat în soldat, dădea un test, a venit și m-a spus, a început să plângă, te rog să-i dai scrisoarea mamei, nu știe de mine, am luat-o și am picat testul. Da? Și pedeapsa, nu i se intra în pușcărie pentru așa ceva, dar am îndeplinit pedeapsa legală, regulamentară, am făcut 4-5 zile de arest.